Salutare prieteni, eu sunt Andrei de la Primul 11 și astăzi vom vorbi despre un subiect tragic și anume moartea fotbalistului José Antonio Reyes. Înainte de a începe acest episod, nu uita să vă abonați la acest canal pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă în lumea fotbalului. Fotbalistul spaniol José Antonio Reyes a murit la vârsta de 35 de ani într-un accident rutier ce a avut loc în Spania, în apropierea orașului Sevilla. Fostul star de la Sevilla și Arsenal a murit în urma acestui accident, care a avut loc pe autostradă în localitatea Utrera. Reyes a fost un fotbalist foarte bun, ce a evoluat în cariera sa pentru echipe de top, precum Sevilla, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica, Espanyol, Córdoba, dar și în China. În acest moment, el era legitimat la formația de ligă secundă din Spania, Extremadura. Reyes a strâns 21 de selecții pentru naționala Spaniei, reușind să marcheze 4 goluri. Fostul mijlocaș a avut un CV impresionant, reușind să câștige de 5 ori Europa League, Supercupa Europei și Premier League. De asemenea, el a avut în palmares și o finală de Liga Campionilor. În cele ce urmează, vă voi arăta niște momente magice făcute de Reyes pe terenul de fotbal.
Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de like, share și subscribe. Eu am fost Andrei, împreună suntem Primul 11.